În primul rând, în ceea ce ține de acest proiect, noi considerăm că este un proiect care categoric nu poate fi acceptat, deoarece se încearcă să ajupoaie cetățenii Republicii Moldova a doua oară. Prima dată când au furat miliardul și au crescut prețurile și noi am achitat odată acest miliard prin prețuri și tarife mai mari. Și acum a doua oară prin impozite suplimentare care să trebuiască să le achităm ca să întoarcem datorie față de Banca Națională. Eu cred că guvernarea se teme să aprobe acum acest proiect. Eu nu cred că ei au refuzat. Ei nu au alte variante și cel mai probabil vor merge cu această soluție, pentru că ei nu vor să pedepsească pe cei care au furat și nu vor să întoarcă banii. Pentru că mulți dintre ei știu unde sunt banii. De ce? Pentru că să nu aibă probleme la campania electorală, prezidențială, eventual. Ei acum încearcă să convingă Fondul Monetar Internațional ca să nu fie aprobat această lege la această dată. Noi cunoaștem că Fondul Monetar Internațional insistă și, de fapt, impune ca o condiție aprobarea acestei legi. Este o precondiție pentru semnarea acordului cu femeile. Dar din mesajele care vin inclusiv din partea femeii, înțelegem că cel mai probabil până la alegerile prezidențiale acord cu femeie nu va fi. Și odată ce nu va fi acord cu femeie, guvernarea nu vrea să tulbere opinia publică, vrea să liniștească spiritele și nu a mers cu aprobarea acestui proiect. Noi însă nu trebuie să cedăm. Noi vom insista categoric ca, în primul rând, să aibă loc audieri parlamentare la acest subiect, să creăm o comisie de anchetă, totuși la nivel de Parlament, unde opoziția să dețină majoritate, pentru ca să încercăm să aflăm mai multe detalii, cine este beneficiarul final a furtului miliardului și unde sunt banii. Și doar după aceea să vedem cum încercăm să întoarcem aceste datorii către Banca Națională. Vreau să spun că în istoria contemporană a Republicii Moldova a fost doar un singur caz de acest tip, în anul 1995, când 3 miliarde de lei datorii care le avea guvernul față de Banca Națională au fost trecute în hârtii de valoare de stat, convertite. Atunci era vorba de datorii la salarii, însă este în premieră când o sumă de 13,7 miliarde de lei furați de sistemul bancar sunt trecuți ca datorie care trebuie să întoarcă cetățenii. Și este vorba nu doar de 13,7 miliarde, cu 5% anual este vorba de 29 de miliarde de lei pentru 25 de ani. Noi suntem și cred că vom face tot posibil ca această lege să nu fie aprobată. De ce există femeile pe acest proiect? Femeile se uită foarte simplu. Se uită la cifre, se uită contabil, matematic, care este activele, care sunt pasivele, dacă vorbim de bilanț. Se uită care sunt datoriile statului și, ca de obicei, în cazul când o bună parte a mijloacelor au fost alocate de Banca Națională, pentru că Banca Națională să nu fie decapitalizată, ei insistă că acești bani se întoarcă cetățenii Republicii Moldova. Eu cred că este o abordare greșită. Eu cred că banii trebuie să întoarcă cei care i-au furat.